a evita asemenea fenomene, pentru a atenționa asupra spiritelor care se creează, m-am adresat președintelui României cu o solicitare de a demonstra că Bucureștiul respectă statalitatea și independența Republicii Moldova. Eu sper foarte mult că domnul Iohannis va înțelege demersul nostru și va avea un răspuns adecvat. Eu voi da citire la câteva pasaje din această scrisoare. Scrisoarea va fi transmisă astăzi. O să iau legătură imediat cu ambasadorul României la Chișinău, îi voi transmite. Eu îți citesc doar câteva pasaje, pentru că scrisoarea va fi deschisă. Am fost și sunt motivat de ideea că Republica Moldova trebuie să-și urmeze propriul traseu în istorie. Ca stat independent, suveran, integru, partener egal cu vecinii săi din regiune și de pe continent. Această viziune este împărtășită de majoritatea absolută a cetățenilor Republicii Moldova, care investesc speranțe în viitorul acestui stat. Suntem recunoscători că România a fost printre primele state care au salutat oficial independența Republicii Moldova. Apreciem dinamica raporturilor comerciale dintre statele noastre, ajutorul umanitar și de alt ordin oferit de Guvernul României. Totuși, în pofida relațiilor culturale, economice, diplomatice și strânse care s-au înfiripat între statele noastre, noi avem astăzi toate temeiurile să bănuim statul român de interes fățiș în lichidarea suveranității și independenței Republicii Moldova. Astfel zis, avem temeiuri să bănuim de atentarea directă la statalitatea Republicii Moldova.